Bună seara, sunt Dragoș Boța și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live. Dezvăluirile presalert.ro făcute în urmă cu aproape două luni s-au confirmat în urmă cu foarte puțin timp. Primăria Timișoara a dovedit încă o dată faptul că licitațiile sunt pentru cine trebuie, nu pentru cine ar merita. În urmă cu aproape două luni vă dezvăluiam faptul că spațiile de la sala Olimpia au fost scoase la licitație pe repede înainte, într-o procedură fără precedent. În numai 23 de zile de la momentul aprobării în Consiliul Local s-a organizat licitația. Ciudat este faptul că au trebuit aproape două luni de zile să se stabilească învingătorul. Asta dintr-un singur motiv. Au fost doi participanți firma lui Florin Teodorescu, omul care de 14 ani are o sală de fitness și care promovează Timișoara prin proiectele sale legate de culturism, proiecte inclusiv la nivel european și o firmă de casă, de casă apropiată de consiliera primarului Robu Sanda Desigur, până acum nu putem spune decât un lucru, pute pute urât și o astfel de licitație nu face decât să ridice semne asupra modului în care a fost organizată. Este până la urmă treaba administrației Robu și a autorităților să lămurească lucrurile. Pentru că, în ritmul acesta, vom ajunge ca atunci când cineva din apropierea primarului își dorește ceva în acest oraș, să se întâmple cu orice risc. Vom discuta despre acest subiect și despre multe altele cu un om care a condus timp de 16 ani destinele Timișoarei. Este vorba de primarul Gheorghe Ciuhandu, omul care la finalul celor patru mandate declara de-abia aștept să ies din această cloacă politică. Bună seara domnule primar, Bună seara. vă mulțumesc pentru invitație și din câte știu este printre puținele interviuri... Vă mulțumesc eu pentru invitație, că dumneavoastră m-ați invitat. A, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat-o... Da... Și, din câte știu, este unul dintre puținele interviuri pe care le-ați acordat după ce ați plecat din fotoliul de primar. Nu ați acordat prea multe, chiar v-ați retras. Ați fost, după 16 ani de vizibilitate maximă, ați preferat să vă retrageți cumva în umbră, chiar și din politică. Da, eu cred că în cei 16 ani am dovedit că m-am implicat pentru oraș și cred eu că am făcut multe lucruri bune pentru oraș. Evident, sunt și neîmpliniri. N-am venit acum neapărat să discut treaba asta, însă v-am spus și atunci când m-am retras, am dorit să ies din această cloacă și, din păcate, de atunci încoace lucrurile s-au degradat. Așa că n-am ce să regret acest fapt am dat puține interviuri pentru că am și fost solicitat de puține ori, de fiecare dată când am fost solicitat am răspuns, dar nici nu m-am înghesuit ca să fiu invitat pentru că am considerat că scrind o carte și am scris și o carte între timp pe care vă dădusem înainte de emisiune, am spus tot ce am făcut în acei 16 ani și am spus, am scris în timp util ca cei care eventual o răsfoiesc și nu este o operă literară, dar este o operă exactă un fel de raport final, pot să confrunte ceea ce am făcut cu ceea ce există astăzi. Și am crezut că cu asta am epuizat tot ceea ce trebuie să fac. În măsura în care în viitor dumneavoastră mă mai chemați sau alții și cred Se pare că, că, că ați epuizat, domnule primar. Pot și... să fiu de folos cuiva, autoritate sau persoană privată, o fac cu plăcere. Se pare că n-ați epuizat toate subiectele și de aici, din studioul, studioul HDV, de unde transmitem în fiecare seară, pe locul dumneavoastră, la prima emisiune, a stat uh, actualul primar al Timișoarei, domnul Nicolae Robu, da, care a făcut de o declarație șocantă pentru mine. Uh, domnia s-a susținut uh, nici mai mult, nici mai puțin, faptul că toate proiectele pe care dumneavoastră le-ați inițiat în timpul administrației pe care ați condus-o și care acum se implementează, sunt, citez, uh, ideile domniei sale, iar dumneavoastră n-ați făcut decât să le puneți în aplicare, citez, sunt proiecte scrise de specialiști la inițiativa mea, adică a domnului Robu, cu sprijinul domnului primar Ciuhandu. Domnia sa referindu-se la Timișoara Vision 2030 și spunea domnia sa că, de fapt, dumneavoastră, dacă e să aveți un merit, nu este acela că ați fost inițiatorul acestor proiecte, ci că le-ați implementat până la momentul aprobării proiectelor pe fonduri <coughs> europene, în special. Haideți să lămurim acest aspect. Domnule, în primul rând, eu regret că trebuie să dau un al doilea interviu pe tema asta. Că am mai dat unul în urmă cu un an și vreo două luni la opinia Timișoarei și credeam că subiectul s-a ipuizat. Ceea ce spune domnul Robu sunt exagerări, ca să nu folosesc un termen mai dur. Minciună, ca să folosesc eu termenul Folosiți care l-am folosit. Folosiți dumneavoastră termenul care îl doriți. Eu spun că, că sunt și exagerări părere. și sunt în cea mai mare parte neadevăruri. Nimeni nu contestă că pe durata celor 16 ani cât am fost primar au fost diverse inițiative ale orașului care nu mi-au aparținut neapărat mie în exclusivitate și pe care le-am preluat, le-am dat forța executivă de a le pune în practică. Dar în cazul în speță, această Timișoara, viziunea 2030, nu se încadrează în ceea ce spune domnul Robu. Știu că a și citat de aici din prefață. Aș vrea să comentăm puțin mai pe larg. De asemenea, aș vrea să vă spun că nu numai această Timișoara, viziune 2030, stă la baza acestor proiecte. La baza acestor proiecte stau și multe alte Lucrări. Am adus aici, de exemplu, o lucrare Timișoara 2020, uh, Overall Vision, deci o viziune tot cuprinzătoare, făcută de Politehnica din Milano în 2005 cu finanțare de la Uniunea Europeană. în pe 2030 pe fonduri. când a fost făcută? Când asta e făcută realizat? în 2007. Deci puțin așa, mai e încolo. După 2 ani, așa. Și pe lângă asta am avut studii făcute cu olandezii. Deci, master plan pentru plan urbanistic general. Am avut studii făcute cu nemți, am avut studii făcute cu Iprotimu, am avut studii de circulații, studii de transport, plan urbanistic general. Deci, au fost o sumedenie de acte care le-am avut ca inițiativă, pentru că am avut strategia prima strategie de dezvoltare a Timișoarei 2007, care a fost continuată după aceea cu planul integrat de dezvoltare pe care acum îl aplică domnul Robu, ca să fim mai exacti, care toate mă aparțin, nu mie ca individ, aparțin administrației pe care eu am prezidat-o, aparțin acelor oameni care au lucrat direct, eu îmi pot să mă asum paternitatea acestor inițiative și strădania de a le implementa până acolo unde am putut, pentru că după 12, 2012 n-am mai intrat în campanie. Eu am crezut că lăsând atâtea proiecte administrației robu, lumea va fi mulțumită și le va pune în practic. Acum, dacă dorim să privim istoria în urmă, eu sunt de acord pentru că nu am ce să ascund și nu am ce să-mi reproșez și n-am atentat niciodată la paternitatea unor idei, dar a spune că viziunea 2030 o asumi integral și că totul s-a făcut după este o exagerare. Eu așa o numesc, dumneavoastră ați spus altcumva. Așa am să încep cu începutul. Probabil o să dureze vreo 2-3 minute Bă că vreau să fiu foarte explicit. Vă atenție pentru că este foarte important noi aici la presa Alert Live chiar vrem să aflăm adevărul și cei care ne urmăresc să știe exact ce s-a întâmplat cu adevărat. Da. Deci între 1997 și 2001 eu am reprezentat alături de alți primar și președinți de Consiliul Județean de la vremea aceea, România, în cadrul Consiliului Puterilor Locale și Regionale din Europa și am fost membru plin al Comisiei de Dezvoltare Durabilă. În această calitate, de membru al, am fost de membru al Comisiei de Dezvoltare Durabilă, am fost mandatat de colegii mei din Comisie să pregătesc un material vizând politicile de transport integrat la nivelul Consiliului Europei, care să fie însoțite de niște recomandări, mă rog, să le zicem cu caracter facultativ, spre a fi puse în aplicare în țările membre, în municipalitățile uh, interesate. Eu am fost ales din partea Europei de Est și din partea Europei de Vest a fost ales un consilier din Manchester, Keith Whitmore, se numește și noi doi împreună între 2001 și 2002 am făcut acest material. Acest material a fost prezentat în primă instanță în 22 aprilie 2002, iar în 24 aprilie s-a elaborat și o rezoluție care recomanda adoptarea acestui material ca directivă facultativă pentru țările membre. Iar susținerea publică uh, s-a făcut uh, în, la începutul lunii iunie 2002 în uh, plenul Consiliilor Puterilor Locale și Regionale ale Europei. Ce conține acest material? Cum spuneam, politici privind uh, transportul integrat. Prin transport integrat foarte simplist, înțelegând o sinergie între transportul rutier, transportul. Uh, deci pe drumuri, pe șosele, transportul pe cale ferată, transportul pe cale aerului, deci, pe cale apei, de acel centru intermodal care, care da, 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 bineînțeles, că aeroport. aici derivă, de aici a derivat și centru intermodal și parte din această viziune, cu toată modestia, trebuie să o spun, și documentul există. Domnule poate fi consultat. Vorbim de anul 2002. 2002. Deci nu da, da, mult timp înainte ca domnul. Robu deci, să vină cu viziunea sa deci, pe care să vă o servească. Boța, eu nu vreau să compar, sau n-am venit aici să mă compar cu domnul Robu. Nu, eu vă nu, spun nu, ce am făcut. Faptele, nu. Faptele le apreciați dumneavoastră nu și cei care le primesc. Era un slogan așa, al dumneavoastră dintr-o da. campanie electorală. Deci în 2002 acest material s-a prezentat și a fost însușit în, în anul, unanimitate și a fost supus adunării generale, a tipărit și așa mai departe. Făcând acest material împreună cu colegul meu englez, eu am fost responsabil de Europa Centrală și de Est, dumnealui de Europa uh, Occidentală. Uh, pe partea mea de interes, Europa Centrală și de Est, în studiu biografic, bibliografic care l-am făcut și care mi-a servit după aceea ca bază pentru redactarea acestui draft și acestor propuneri, uh, m-am izbit în permanență, în sensul bun al cuvântului, de Fraunhofer, materiale de la Fraunhofer, de la Fraunhofer, de la Fraunhofer. Ce este Fraunhofer? Fraunhofer este o entitate germană specializată în cercetare aplicativă. Este o societate care grupează 56 de institute, atâtea grupa la momentul respectiv, acum cred că sunt mai multe, din care 19 centre de cercetare se ocupă cu transportul. Și atunci mi-am dat seama că dacă vreau să caut să implementez acest lucru la noi în România, trebuie să apelez la Fraunhofer. Noi aveam studii de circulații, studii de transport, aveam proiecte de drumuri, aveam uh, plan urbanistic general, aveam foarte, aveam foarte multe documentații, doar că aceste documentații erau fiecare uh, pe un anume segment, ori aici trebuia o viziune care să le unească, să le pună în acest uh, sistem integrat și uh, în ideea de a spori mobilitatea, mobilitatea cetățeanului, mobilitatea vehicolelor, asta implicând ușurința de a te deplasa, de a te transborda de pe tren, pe mașină și așa mai departe. Când am venit în 2002 în, în România după treaba asta, tot am căutat o variantă să ajung la Fraunhofer și am ajuns întâmplător prin facultatea de mecanică la momentul respectiv să constat că există o colaborare între Fraunhofer și Catedra de Robotică, unde era, la vremea respectivă, nu știu dacă, dar cred că era încă regretatul profesor Covaci. Persoana care m-a lămurit este domnul profesor Bogdanov, actualul decan al Facultății de Electronică și Telecomunicații. Și am spus domnului Bogdanov, domnule, aș dori să vorbesc cu oameni de la Fraunhofer, de oameni de decizie, pentru că aici e o problemă care trebuie abordată la nivel decizional. În aprilie 2004, domnul profesor Bogdanov a venit la mine la primărie cu domnul profesor dr. Bullinger. Deci care la moment, Robu. Păi eu vă spun cu cine au venit. Deci aceste două persoane, am avut o discuție de trei ore cu domnul profesor Bullinger în prezența domnului. Bogdanov și uh, am discutat posibilități de cooperare între municipiul Timișoara și Fraunhofer. Gândiți-vă că eram la început, nu eram entitate publică românească, erau un institut de cercetări german, noi nu eram încă în Uniunea Europeană, deci trebuia să găsim o modalitate legală și convenabilă pentru ambele părți. Domnul Bulinger a fost foarte receptiv la ideea asta de a implementa un sistem de transport integrat în Timișoara, de a dezvolta mobilitatea e, în acest sistem. Și mi-a spus așa, domnule, noi avem o capacitate de a opera pe contracte, dar pe anul 2004 nu se mai putea, ca să în aprilie, zice, o să găsim la momentul potrivit oportunitate, zice om și am fixat ca om de legătură, dacă pot să mă exprim așa, pe domnul profesor Bogdanov. Asta a fost în 2004, cred că prin aprilie, așa. În mai 2006, deci după 2 ani de zile, am primit un telefon de la domnul Bogdanov și probabil aici face domnul Robu referire și am avut într-adevăr o întâlnire la primărie cu domnul Robu, cu domnul Bogdanov și cu domnul doctor inginer Modrich, care era reprezentantul lui Fraunhofer, desemnat de Fraunhofer să se implice într-un atare proiect. Cu acest domn am convenit să stabilim, pe baza unei teme, program făcută de administrația publică, o modalitate de colaborare și, pe bază contractuală, ei să ne rezolve această problemă: care, de fapt, viza în ultima instanță un studiu, această sinteză de sau această viziune care ar fi putut servi uh, uh, în anii următori ca bază pentru diverse proiecte, că nimeni nu pune în practică studii, ci pune în practică proiecte, dacă e până într-acolo. E, lucrurile astea s-au întâmplat în, în mai, eu în luna, nu știu, iunie sau iulie am fost în Germania, am fost la Stuttgart, am vizitat Institutul IPA din Stuttgart și e, acolo am convenit e, să facem contractul, ei inițial ne-au ofertat în jur de 130.000 de euro, dacă țin bine minte, era o sumă destul de mare. Și atunci eu i-am spus, zic, este suma e prea mare și noi avem totuși capacități locale, avem Universitatea Politehnică cu care dumneavoastră aveți deja colaborări pe robotică și pe alte chestiuni care eu nu le știu, dar avem și noi în primărie materiale care s-au lucrat în decursul anilor, avem în primărie oameni, și ca atare am putea să concepem acest sistem, să zicem, de tip consorțiu, în care primăria să fie beneficiar, dar să fie și colaborator, împreună cu Fraunhofer, care să, fie, care să ghideze acest proiect și cu colegii din Politehnică. Și, în atare condiții, noi am reușit să aducem prețul uh, cumva în jos și ne-am oprit la 75 74, făcut, de, de mii, da, de deci am contract aici, puteți să-l da. vedeți. Ce uh, făcea domnul Robu o trimitere la o frază care a miserat -o. Da, eu am dorit ca Politehnica să facă parte din acest, pe două motive. În primul rând că era o entitate timișoreană care, zic eu, făcea cinste orașul și pe de altă parte prin contribuția Politehnicii cu care noi avusese an de zile înainte diverse studii Pot să vă dau și oamenii, dar nu știu dacă e cazul acum. Puteam aduce totul la un preț mai acceptabil, ceea ce s-a și întâmplat. S-a creat acest consorțiu, s-a făcut un comitet de conducere care îl cuprindea pe primar în funcțiune atunci, pe mine, pe domnul Modric din partea lui Fraunhofer și pe domnul Robu ca, de, ca rector al Universității. În acest comitet de conducere mai făcea parte din partea primăriei doamna Junie, care era directoarea de la dezvoltare, iar din partea politehnicii făcea parte domnul profesor Bogdanov, care fusese desemnat de fapt de domnul Bullinger ca om de legătură între primărie și, și societate. Și în structura asta, noi după aceea am defalcat proiectul pe cinci domenii. Este vorba odată de transportul public, este vorba de drumuri, este vorba de rețeaua de țesut urbanistic care intra, deci parte de urbanism și intra în vizor legătura pe cale ferată, deci CFR-ul și legătura pe care aeriană da, cu aeroportul. Așa s-a dezvoltat acest proiect de la momentul respectiv și s-a finalizat în iunie 2007. În iunie 2007 s-a făcut o mare recepția aici eu am și citate din presă ar fi bine eventual pentru curiozitate dacă sunteți chiar interesat sau interesați cei care ne privesc să vadă ce scria presa la momentul respectiv uh, a fost uh, și ministrul transporturilor Orban acolo în niciun moment eu nu l-am auzit pe domnul Robus să-și asume Cum face paternitatea acum? acestui proiect mai cu seamă că uh, din câte constat acum uh, în ce intenționează administrația actuală să facă în oraș, nu s-au în vedere anumite prevederi, ești diviziune. De, aici din de Care exemplu, trebuie? Inelul 0 nici nu-i băgat în seamă. Pe considerentul că a face un tunel pe în fața operei n avea rost, câtă vreme tendința era ca centru să-l dezvolți, să-l faci zonă pietonală, eventual Inelul 0 să se transforme într-un Inel 1. Deci că atare o lucrare prin fața operei dincolo de faptul că e oneroasă și riscantă pentru că sunt clădiri vechi pe fundații de stâlp, de și așa mai departe. În schimb, acum e o, preo o preocupare prioritară a administrației. Pe de altă parte, aici se vorbește se tratează și legătura între calea ferată, pe cale ferată între Timișoara Est și Timișoara Nord pe estacade, pentru că e soluția cea mai valabilă, mai Logo ieftină. Și acum se Timișoara. dorește o chestiune subterană. Da. Domnule, mai vreau să vă spun Celuia, o chestie. O secundă, vreau să vă întreb că e foarte și, importantă da. această chestiune. Până la urmă, ca primar în atâția ani ați avut parte în fața ochilor de foarte multe studii. Da. Cât de viabil este mai ales că sunteți și ingineri ca formație? Cât de viabilă este pentru Timișoara o soluție a îngropării liniilor de cale ferată, având în vedere măcar mm. solul de aici? Doamne, deci pot să vă spun în principiu care că, că metrourile, deci un sistem de tip metrou se implementează de regulă la orașe care au peste de la un milion de locuitori în sus, eventual și între 500 de mii și un milion în cazuri izolate, unde, mă rog, e situația foarte înghesuită și trebuie cumva să -am descongestionez. De -am. Deci noi n-am cădea în categoria asta. De altfel, de altfel, proiectantul aici în viziune prevede asta cadă și pe motivul că e mai ieftină. Nu faci lucrări subterane relativ scumpe și riscante și tehnologic trebuie să ai tehnologia necesară. Dar estacada îți permite și suficientă flexibilitate ca să asigur legătura nord-sud că asta era de fapt că estacada mergând de la gara de est la gara de nord merge pe direcția est-vest iar noi suntem deficitari pe direcția nord-sud o estacada prin deschiderile vedeți în filmele americane sau cum da. e la Paris îți permite uh, fluența în foarte multe împrejurări, deci nu mai trebuie să faci tunele și alte treci. Mai vreau să vă spun un lucru, că nici, nici viziunea asta nu s-a făcut exclusiv pe baza acestei colaborări. Au fost colaborări anterioare. Noi am preluat foarte mult din alt, alt material făcut pe prefinanțare europeană în 2005 de Politehnica din Milano, Facultatea de Arhitectură din Leco, se numește Timișoara 2020 făcută de profesorul Tadi, Lucrarea a fost și premiată de Uniunea Arhitecților Americani la Los Angeles. Deci pentru țara noastră a fost o cinste, că am fost, a fost printre, cred că, unicul proiect al, ales în faza de finanțare, de preaderare pentru finanțare de către uh, Uniunea uh, Europeană. E aici, aici deja s-a pus ideea de centura nord. Aici s-a pus ideea canalului canalului Bega am a acestor Vaporeto care înțeleg. iar din câte am înțeles uh, uh, au creat probleme că se durea o fântână arteziană pe Bega și așa mai departe. Da. Deci cu alte cuvinte în, în concluzie vreau să spun că această viziune a fost opera colectivă a zeci de oameni din trei instituții din Fraid, uh, Fraunhofer Institut din Primăria Timișoara din Universitatea Politehnică că fiecare sub o formă sau alta care a muncit la treaba asta are un merit. Eu în calitate de primar, dincolo de dorința și de strădania care am, cu care am debutat în 2001 când am fost integrat în astfel de lucrări la nivel european, am avut șansa să aflu prin domnul, prin domnul Bogdanov și prin bunăvoința domnului Bullinger o, o posibilitate de a colabora, iar rezultatul a fost acesta – Vreau să vă mai spun un lucru. Această viziune, ca să devină aplicabilă, trebuie, trebuie, trebuie transpusă în proiecte. În proiecte proiecte înseamnă studii de fezabilitate, înseamnă proiectare efectivă. Astea sunt toate chestiuni care durează. De asemenea, vreau să vă mai spun că în Planul Integrat de Dezvoltare, care este Strategia de Dezvoltare a Timișoarei 2007-2014, avizat în 2010, sunt proiecte care provin și din acest material, sunt proiecte care provin și din acest material, sunt proiecte care provin și din materiale mai vechi, studii de trafic, studii de circulație, care le-am avut, plan urbanistic general avizat în 2002. Vreau să vă spun cu titlu informativ că la nivelul municipalității am găsit materiale vechi ale protimului de prin anii 60 sau începutul anilor 70, dacă vă aduceți aminte, în perioada aia s-a făcut uh, acea lucrare din parcul catedralei, care uh, pe, acea trecere denivelată pe sub linia de tramvai, atunci s-au mai proiectat și alte lucrări care nu s-au mai făcut. Atunci s-a pus în... Uh, discuție și realizarea lucrării de la Podul Michelangelo care acum este o lucrare cu finanțare europeană. Deci aceste lucruri, ca să zic așa, sunt antice de demult, și chiar domnul acum pentru că se pare că discuțiile o să derive o să meargă până în confruntări de texte. Chiar domnul Robus spune la un moment dat că au existat propuneri și soluții dintre care unele existau, istoric vorbind, din epoși diferite din viața orașului. Deci eu cred că nu numai domnul noi am fost citit preocupați, și -a alții. Citit și atunci, ce atunci a, a privi problema așa de unilateral și a o personalizat de asemenea manieră, eu nu cred că, în primul rând, din punctul meu de vedere, nu corespunde adevărului, și uh, nici nu poate fi considerată o, 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 o operă exhaustivă a cuiva. Deci, repet, eu n-am venit acum să mă Fără înfrunt cu domnul poate, Robu. Primar. Eu n-am venit aici pentru că n-am niciun fel de interes politic. Și fiind și campanie electorală, lucrurile nu, să pot interpreta. Eu am venit adevărului. pentru aflarea adevărului Și acesta Perfect. este adevărul. Că au avut mai mulți diverse viziuni sau că au avut mai mulți diverse inițiative este foarte bine. Ceea ce am reușit eu ca primar, și cred că asta nici domnul Robu nu poate nega, este că am reușit să crez această uh, agregare între instituții diverse, un institut german cu o Politehnică din Timișoara, cu o administrație publică locală și să fac un proiect, la, adică să fac o viziune la nivel european care până în 2030, cei care vor veni, începând cu domnul Robu și până în 2030 pot să o implementeze în practică. Domnule primar, aș avea o întrebare extrem de scurtă și aș vrea un răspuns da. extrem de direct de la noastră. De ce credeți că domnul Rob în acest moment își asumă public astfel de lucruri făcute, cum spuneați noastră, de echipe complexe de oameni? Nu știu, domnule, asta ar trebui să-l întrebați pe dumnealui. Eu nu pot să... -ave, cum să vă spun? Nu Eu nu sunt așa o relație cu domnul Robu ca să-l să cunosc sau să-i cunosc uh, intențiile sau ideile. Uh, mie oricum mi se pare, am zis, elegant, exagerare ce să face. De fapt, nu văd nici scopul pentru că scopul ar trebui să privim în viitor și nu în trecut. Uh, probabil există o anumită frustrare că ești pus să faci sau să implementez lucrările începute de alții, nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, aș considera aberant un asemenea mod de gândire pentru că toți primarii ăștia sunt oameni vremelnici care o, pe o durată determinată au un mandat și ideal ar fi ca aceste mandate să continue ce a făcut antecesorul și așa să progreseze orașul. Nu să începem, domnule, din urmă că eu am avut și ideile lor la Domnule, am fost 16 ani primar. Acum, eu cred că nimeni nu poate contesta că timp de 16 ani am avut atâtea inițiative bune, unele poate chiar și rele, dar le-am avut pentru că am condus acest oraș și ca executiv Perfect. am depus în Consiliul Local, cred, 95% din inițiativele care s-au depus în această perioadă. Da. Domnule primar, Ciuhandu, v-aș da trei elemente. Pe care le-am găsit în timpul documentării pentru această da. emisiune. După ce dumneavoastră n-ați mai fost primar, și am găsit trei lucruri. S-au scos plăcuțele cu numele dumneavoastră de pe fântâni. Da. Pâinea, celebra pâine, care o știam toți, acea capodoperă da, care era. La lui Gifarga. da, da, era frumos. Era, era frumoasă, de fiecare da. dată la conferințele de presă a dispărut. Da, și nu, a reapărut după ce noi pe presa alert.ro. Am semnalat acest da. lucru și am întrebat de ea și a fost un, un moment care mie mi s-a părut o insultă la adresa dumneavoastră Așa și spun asta în condițiile în care uh, știm amândoi că n-am avut o relație prietenească, din potrivă am avut o relație între un demnitar și un jurnalist, am asumându-ne amândoi a. punctele a. de vedere. Faptul că la un moment dat nu ați fost invitat la ziua orașului. Doamne, haideți să le luăm pe rând. De, Deci treaba cu fântânile, am constatat-o și eu, dice că mă sunau divers și în cartierul pe unde stau veneau oamenii să-mi spună că fie erau defecte fântânile, fie căzuseră, cum îi zice plăcile alea de teracotă sau de ce care de cu care erau picat, placate și așa, când, când au picat, când au picat, în serie au picat, eu diceam, eu noi am noi am pus acele plăcuțe metalice dintr-o rațiune foarte simplă, pentru că Sanepidu ne cerea ca să afișăm compoziția apei și uh, o sumedenie de date care țin de acea apă că e potabilă. Și atunci, normal, că da, apărea da, da, da. și instituția care a pus placa și primarul nu, care, nu era, eu... care era șeful instituției. Da. Că și acum văd că tot ce se face în primărie se face prin prim, prim, prim primar. Da. Deci asta a fost o rațiune. Eu am anunțat pe cei de la direcția tehnică mai de mult. spuneam că și am dat trei cred elemente. că e o aberație. A doua a nu știu ce, ce a doua spus. a fost cu pâinea care a dispărut. A, pentru mă rog, că... era o operă de artă. Era în patrimoniul primăriei. Era o chestiune frumoasă. Chiar străinii, îmi aduc aminte, care veneau pe acolo apreciau și domnul Varga e un artist plastic care zic că e cunoscut și în oraș și în străinătate. Mie personal mi-a plăcut și dacă nu mă înșel, el chiar ne-a donat-o, a donat-o donat primăriei. Iar cu ziua orașului, deci pot să vă spun că am fost invitat de domnul secretar în 2012 în vară. Uh, dar n-am -na, -am fost, nu mai știu 2013 n-ați mai fost, că știu că s-a și Da, n-am mai fost. -a -a mai stiu. fost invitat. Da, este domne, până la urmă... Da. Până la urmă, domnule primar, dacă ne respectăm Fine, acum, istoria domne... acestui oraș, este, cum să spun, este o chestiune deci, de domnul, protocol și de bun simț. eu, credeam, eu este părerea mea și Eu credeam că o să-mi spuneți ce mi-a spus și colegul dumneavoastră de la Opinia Timișoarei cu piața Văcărescu. Nu, eu vreau care s-a finalizat altceva. în noiembrie da. și dumneavoastră știți ce luptă am dus eu în Consiliul Local, a fost respinsă în vreo două rânduri și a respinsă numai da. pe motive de răutate și și acolo, da. acum am fost, nu știu, cândva am trecut acolo și m-am dus să o văd, dar acolo într-adevăr m-a deranjat n am fost chemat pentru că pusese mult suflet în treaba aia și era o realizare uh, care eram obligați chiar față Rada, de partenerul băcurează. german, care de ne finanțase cu... piața de gros. Da. Și atunci, în contrapartidă, noi ne-am angajat că demolăm, eliberăm strada Văcărescu și facem o piață nouă în fin, ceea ce am făcut. Deci aici poate puțin da, atenție, un spus, telefon, ceva... Spus să... domnul da. Robu, apropo de strada Văcărescu, nu prima stradă care se da. spală singură, că da. nu e bună idee. deci nu, nu e bine. Dacă nu e bună să facă altceva, eu da. știu. V-aș mai întreba de un singur lucru, apropo de administrația Robu și... Ce a făcut după ce dumneavoastră n-ați mai fost la Consiliul Local, atunci când s-a amenajat, s-a venit cu acel sistem. Da. Și a mai fost un lucru extrem de interesant. Era o firidă prin care oricine trecea pe hol putea să vadă ce e înăuntru. Acea firidă a fost acoperită. Cum ați traduce dumneavoastră nu știu, lucrul acesta? Așa știți că era un lucru, era o da, transparență. Știu, știu. Orice lucru. Da, lu orici. nu știu, domnule, întrebați. Nu, întrebați dar se pare ce? dumneavoastră ca om care Doamne, ați, mi se pare ați o chestie și... mie, 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 mi se pare o chestie care nu era așa de importantă, nu știu. Dar până la Acolo a... se vedea ce se întâmplă în sală, nu știu. Da, deci, nu, a... efectiv exact prefer astfel. să mă abțin pentru că nu găsesc uh, rațiunea acestui gest. De -aia, întrebați pe ciuhă, cei nu. care au făcut-o. Am, am primit o carte de la dumneavoastră, 16 ani în slujba da. Timișoare, și ca să închem subiectul, cred că da. motoul cărții dumneavoastră este perfect. Omul uită prea repede și uit prea ușor și uită prea repede. Da, nu mă aparținea lui Conrad Adenauer și L-am văzut și eu absolut întâmplător când scriam acest, acest volum și, într-adevăr, mi s-a părut, cum ziceți și dumneavoastră, foarte potrivit și de aceea mi-am permis să-l pun Credeți că motor. primarul Robu uită prea ușor și prea repede? Dom'le, nu știu. Deci, vedeți, eu n-am venit aici să-l analizez pe Robu, că până la urmă nu sunt nici maestru în psihanaliză ca să nu, Dar sunteți un să... loc cu experiență în administrație da, deci și eu cred, să vă eu cred că. Eu cred, și lucrul ăsta l-am spus și uh, colegului dumneavoastră de la opinia Timișoarei la momentul respectiv: uh, există anumite cutume care trebuie respectate. Chiar dacă nu te iubești, trebuie să te respecti. Uh, și atunci mi se pare normal ca lucrurile să decurgă firesc. Mi se pare normal ca eventual, dacă ai o problemă sau dorești o, și un punct de vedere care eventual în activitatea ta să te ajute, poți să te consulti și cu cei care au mai trecut prin astfel de situații și care poate au o experiență. Asta nu înseamnă că doresc să fiu chemat la primărie sau că doresc neapărat să fiu consultat sau doresc să intervin, să mă suprapun peste alte interese, de fel. Dar poate aș putea ajuta în măsura în care să dorește acest lucru. Pentru mine este foarte interesant că, de exemplu, în Germania lucrurile astea nu se întâmplă. Pentru mine a fost foarte interesant și am rămas profund impresionat și onorat când la un an de zile după ce am ieșit din primărie guvernul german, președintele nu guvernul, președintele Germaniei mi-a dat crucea de merit a Germaniei clasa întâia care puțin în România și nu m-am lăudat cu asta am fost exact, foarte recunoscător și, și, și cum să zic, mi-am dat seama că oamenii au apreciat totuși că venirea acestor investitori mediul propice care li s-a creat siguranța și corectitudinea administrației, că se poate spune orice dumneavoastră deja puteți face după 16 ani de mandat al meu, chiar și o analiză quasi istorică, dacă am fost angrenat în tot felul de chestii, de corupție și așa, cred că nu prea veți găsi mare lucru. Dar prin faptul că nemții au apreciat lucrul ăsta, pe mine m-a impresionat pentru că în fond nu sunt nici cetățean german de 2012, nu mai aveam niciun Domne, fel de relație, Ciuhandu, dar ei n au uitat. Da. Dumneavoastră trebuie spus, apropo de adevărul istoric, că ați fost unul dintre oamenii care ați avut grijă, sub o formă sau alta de interesele economice germane și ați fost un susținător dacă vreți da. în, în Timișoara acel, și acestor interese. V-ați asumat public și, acest și lucru. sunt, sunt, sunt și în continuare aș... un om care dacă veți citi chiar în partea de început am să și explic de ce. Eu în 96 când am intrat în primărie și era la 11-12%, nimeni nu mai știa după datele statistice, varia între 11 și 14%. În fine, nu aveam altă șansă decât investiții. Primăria avea un buget de 68 de miliarde de lei vechi. Nimic. Bugetul era pe trei pagini, că așa era rândurile venea totul centralizat. Deci orașul ăsta, după șapte ani de la Revoluție, în care toate speranțele să-i puizaseră, era într-o situație catastrofală și nu merita. Și atunci mi-am pus în funcțiune toate relațiile, toate cunoștințele. Am apelat la Biserici, l-am apelat la Timișoreni expatriați, am apelat, având și calitatea oficială de membru în, în Consiliul Puterilor Locale din Europa, am apelat la Strasburg, la Bruxelles, pe unde mergeam, prin Partidul Popular European, al cărui membru eram, și așa am reușit să capacitez firme germane. Eu n-am fost un apărător necondiționat al lor, dar fără investiție de capital. Și fără capitaliști, în adevăratul sens al cuvântului, aveam alternativa unor miliardari de carton, mulți de factură securistă da. comunistă care nu era în stare să facă capitalism, ci eventual să-și rezolve afaceri imobiliare sau țepe. Da. Deci, eu nu vreau, acum și cu asta închei, eu nu am fost un osluga nemților. Eu am fost un om care am apreciat, pentru că am educație germană și nu mi rușine de treaba asta, și sunt un om. Care cred că România ar trebui să aibă o relație foarte strânsă cu Germania, pentru că dintre toate țările occidentale, Germania este cea mai interesată și apropiată de Europa de Est, și prin experiența RDG-ului, și poate pe locul 2 după aceea vine Italia. Astea da. sunt țările care realmente au un interes și un interes zic eu, economic care ne poate folosi și nouă. Apropo de mandatele dumneavoastră, una dintre acuzații este legată de faptul că ați fost cel care a adus și apoi a sprijinit continentalul și considerat de mulți timișoreni ca fiind principala sursă de poluare. Știți că discuțiile despre poluarea de la continental nu s-au încheiat nici astăzi. Domnule, eu, -am, eu ca să vreți să vă spun și istoria cu Continentalul. vreau să spuneți... Dacă eu am susținut venirea Continentalului aici. Și susținut-o și Stați să vă spun, pe considerentele care vi le-am spus. De ce? Pentru că era prima mare firmă și asta când a venit această mare firmă aici, a tras după sine un lans de investitori german că după aia a venit Siemens, după aia a venit Conti după aia a venit Conti după aia a venit toți ăștia, Drexel, Mark, Romberg și Schubert, care erau afiliați pe industria automotivă și ăsta a fost semnalul prin care astăzi în Timișoara avem un cluster, adică avem o, o uniune de întreprinderi care lucrează pentru această industrie automotivă care e cea mai performantă la export a României. Vreau să vă mai spun un lucru. În, 2000, în 1998, când au venit ei aici, ei fuseseră în Ungaria, fuseseră în Lituania și veniseră în România. În România veniseră să testeze doar, nu aveau intenție, vreau să fac o comparație. Am avut șansa că între cei care au venit aici a fost un român etnic care lucra la Hanover acolo. Nu știu, pot să-i dau și numele, dar nu cred că are importanță. Și am reușit să-i atragem aici, să-i aducem aici, în contextul în care Ungaria era mult mai bine văzută și avea deja o legislație foarte fermă. În contextul în care în, în Lituania li s-a spus să vină că primesc toate autorizațiile, singurul lucru ce nu-l puteau obține în, în Lituania, în Ungaria erau însă costurile mai mari, iar în Lituania. Nu aveau garanția asupra da. proprietății. Da. Ori aici exista, în regim de carte fundoare, siguranța că ceea ce ei cumpără, ca telemetru, nu să... vor fi proprietari. Da. Aș reveni o la altă da. chestiune care cred că dacă mă întrebați de lucrurile nu bune din da. administrația Ciuhandu, da. este. Ne-am lansat pe Facebook uh, apel către cititorii noștri să vă trimită întrebări. Cele da. mai bune și prima întrebare. Desigur a fost legată de țigani, de da. mafia țigănească imobiliară și de acuzația făcută da. publică încă din timpul mandatului noastră că prin ce s-a întâmplat în primărie această mafie a ocupat centrul Timișoarei. Sunteți de acord cu astfel de acuzație? Nu sunt de acord și dacă vreți o să vă las și un material. Eu l-am dat pe la diverse ziare, nu s-a publicat decât în vestul un material care explică situația de atunci. Deci vreau să vă spun că problema țigănească a început din anii 90. Eu când am intrat în primărie 96, la nivelul Timișoarei existau deja 36 de case țigănești și în primărie se dăduseră 19 procese verbale de contravenție. Nu exista niciun fel de demolare, nu exista niciun fel de acțiune întreprinsă pentru a preveni. Am adoptat în prima urgență regulamentul urbanistic pentru zona cetate care a căutat să prevină acest gen de situații și am intrat după aceea în procese căutând să-i demolez. De dumneavoastră, un stați un moment, dumneavoastră, dacă m-ați da, întrebat, da, dați-mi voi să răspund. Deci, cred că sunt poate unicul primar din țară care am demolat total sau parțial un, nume de, un număr de astfel de nouă, de nouă clădiri cu circul de rigoare în condițiile în care Primăria de pe vremea PDSR-ului m-a acuzat de rasism că demolez aceste case, în condițiile în care venea Călinescu aici, Florin Călinescu, și cu deputatul Voicu să facă presiuni ca să nu pună în aplicare sentințe judecătorești, în condițiile în care primarul Drăgănescu, deși era amenințat, nu a intervenit, prefectul, prefectul nu a intervenit absolut deloc, așa în condițiile în care eu nu controlam parchet, eu nu controlam fisc, eu nu controlam poliție, până în 2006 nici n-am avut poliție decât poliția. Deci au fost, a fost un concurs de împrejurări în care singura instituție care s-a implicat a fost primăria, prefectura nu, singura excepție la prefectura a fost în perioada 96-2000 când prefectul Ganți de atunci într-adevăr m-a ajutat. Toți au spălat mâini, toți au știut. După aceea a urmat etapa a doua, când ăștia au cumpărat bunuri de la foștii proprietari reintegrați în proprietăți, fie pe lege, fie pe bază de sentințe judecătorești și de la chiriașii deveniți proprietari care nu aveau voie să înstrăineze 10 ani de zile. Legile au fost contradictorii, chiriașii cu foștii proprietari erau la cuțite și atunci ca să scape de probleme au preferat să vândă la ea cu bani, care au fost ea țiganii. Nimeni nu s-a sesizat, nu s-a sesizat fiscul, poliția, serviciile, că e deja problema de siguranță națională, de unde aveau oamenii ăștia bani. Eu am sesizat în repetate rânduri acest lucru, Eu am chemat pe. dar nu puteam să chem instanțele, că nu aveam, -aveam titlu și că uh, nu puteam să-mi permit lucrul ăsta, iar instituțiile statului nu erau subordonate primăriei, erau subordonate Domnule prefecturii. Primar, de acord deci, din punctul meu de vedere, și mai doresc un lucru și cu asta am terminat. Mă bucur că am auzit că în urmă cu vreo două sau trei luni a fost ceva, uh, cum să zic, o razie, nu o razie prin primărie, au venit de la DNASA. Da. domnule se ia dosarele să analizeze caz de caz. Eu pot să spun că retrocedările care le-am făcut, le-am făcut cinstit. Dar din momentul în care acele case retrocedate pe legea 10 au fost după aceea vândute la țigani, în momentul în care sentințe judecătorești date de instanțe, inclusiv de Curtea Supremă, au ajuns uh, să fie vândute la țigani. Păi dumneavoastră știți că Mihai Viteazul 17, de care domnul Stoia făcea atâta propagandă, acolo noi am câștigat și recursul în anulare l-a promovat Procurorul General al României Botoș în favoarea, în favoarea revendicatorului care l-a vândut la Cârpaci. Lucrurile e... astea să știu. Se, știe, Cihandu, se știu. Și dacă se știu, dici, dici de ce organismele abilitate Măria... ale statului nu au intervenit și promovează Procurorul General recurs în alunare? Domnule, nu promovează Corect. în alte cazuri. Corect. În cazul ăsta promovează. Domnule, Cihandu, să... apropo de... de acel caz da. de la Mihai Viteazu, ancheta care este acum pe loc. Se referă la un aspect extrem de important. Faptul că după ce s-a câștigat, și aici ajungem la întrebarea mea, s-a da. retrocedat un corp de clădire care nu trebuia retrocedat. Fosta grădință, acea parte din spate. Și întrebarea mea este în felul următor. Acum, în acest moment, puteți admite faptul că au fost în primărie oameni, în funcții cheie, subordonați de dumneavoastră, care au făcut pact cu mafia? Eu nu pot, eu n-am dovez în sensul ăsta și nu pot să spun la, asta. puteți admite la nivel de principiu? Nu pot admite la nivel de principiu și nici n-am dovez să admit acest lucru. Dar dacă există astfel de situații, domnule, oamenii ăștia trebuie acționați în instanță și să răspundă fiecare după ceea ce a făcut. De. Eu personal am avut o dată sau de ori indicații, era o colegă de la serviciu juridic care s-a pretat la ceva de genul ăsta am dat-o în judecată și am mai avut încă un caz. Între timp, persoana respectivă, cred că a murit sau a plecat din primărie. Dar n-au fost chestiuni de anvergura, de anvergura de mafia de care spuneți. Spuneți-mi, cum vă explicați faptul că an de zile în procesele primăriei oameni din serviciu juridic condus la vremea aceea de domnul secretar Cojocari care coordona, au pierdut pe linie procese. Cum s-a făcut că an de zile oamenii care reprezentau interesele comunității, au jucat la blat. Fie nu s-au prezentat în momente cheie, fie au venit cu, cu cereri care au fost respinse pentru că nu puteau fi admise. Credeți că această mafie? care ați acceptat că exista această eu mafie imobiliară. A, a, a nu mafia mafia în, imobiliară. în, în, în mafie imobiliară. Așa exista, bineînțeles. Da? Erau poliții. de conivență cu notar, de Perfect. conivență cu poliție, cu judecător. Dar cu, cu nimeni din primărie, domnule primar. Asta domnule, asta eu, nu am dovez, eu nu am dovezi să acuz pe cineva dovezi, din primărie. Dovezi că avea o legătură cu polițiști și cu notari? Păi, domnule, am, am fost confruntat cu situații și în instanță unde s-au venit pe cazul Berger, care e de notorietate, sau cazul lui care au fost acte notariale falsificate cu care s-au mers și s-au falsificat chiar dispoziții de restituire a unor terenuri în favoarea unor țigani. Deci astea sunt dovezi la care au fost părtași, e clar că notarii, că nu puteau, dar există și procese da, de genul ăsta. Există da. anumite complete de instanță care în mod, în mod, cum să spun, constant repetat. și repetat, nu constant, repetat e termenul mai potrivit, dar, domnule, eu n-aveam capacitatea să verific, n-aveam autoritatea necesară, eu ce puteam, să verific din punct de vedere urbanistic. Și aici cred că mi-am făcut cu vârșii de datoria, pentru că am fost și amenințat și căutat, să împiedicat, inclusiv de autoritățile statului să fac aceste demolări. Și puteam ați să iau pe linie de impozite, puteam să iau pe linie de impozite, dar impozitele și deci taxe locale erau așa de mici că ăștia și le plăteau, domnule. Ați făcut plângere atunci când ați fost amenințat? Da, am M-am dus la parchet și am vorbit cu un procuror și i-am spus ce mi s-a întâmplat. Păi ce domne depune plângere. Zic, domnule, dar nu vă autosezizați, Sunt totuși primarul acestui oraș și lucrurile este de notorietate, că ați scris da. și dumneavoastră în ziare. Domnul Ciuhandu... De domnule, depuneți plângere. Păi eu, de ce plângere puteam să depun, domnule? Că eu nu știam cine îmi cânta noaptea o, la telefon. Să trei rânduri, deci, domne, eu nu Știam cine îmi cânta mie noaptea la telefon și mă întreba, ați bine sau ceva am de genul tăiesc, ăsta. Dar să ce scrie, De ce n-ați scris acele trei rânduri? Până ce la urmă, se să un, scriu, un gest, un, o astfel de plângere, chiar și cu autor necunoscut, iar fi obligat pe cei din parchet să facă cercetări amărțite. Așa le-ați oferit o, o Nu, nu le-am oferit de scăpare. Nu făceau niciun fel de cercetări și îți dau, domnule, cel mai bun exemplu. Acum vreo 10 ani mi s-a furat un laptop din mașină în fața sediului pnț ului. Și după 10 ani mă cheamă la, la procuratură sau unde mă cheamă să-mi comunice că, mă rog, cazul e clasat, că nu s-a putut găsi. Hai să fim serioși, domnule. Deci, Spuneți că dacă, lucrurile, da. că mafia imobiliară din Timișoara... Păi cât a fost, domnule. Cât a că fost? -a, eu n-am avut relație cu ea, nu, dar, nu. dar eu vă întreb o chestiune, domnule. În între 96-2000, prefectul Ganț a chemat și uh, a chemat pe a chemat pe mai mulți care Dar depindeau primărie, de primărie că până, până la urmă în până în 2000 până în 2000 când s-au făcut astfel de analize nu s-a constatat nimic între 2000 și 2012 s-au făcut în repetate rânduri proiecte, adică colaborări care le-am avut cu poliția judiciară, cu poliția antifraudă, valut, comisii, dar și nu, comisii. dar domnule, eu n-am avut autoritate asupra fiscului, n-am avut autoritate asupra notarilor, n-am avut autoritate asupra judecătorilor, n-am avut autoritate asupra uh, arhitecților, unde am putut eventual să opresc o autorizație. Au fost și cazuri când am fost dați în judecată și s-a câștigat în instanță și a trebuit să i dau autorizație. V-aș întreba un lucru. Știm foarte bine că adevărul istoric da. și percepția publică da. sunt două lucruri total diferite, da. ca și adevărul juridic. Da. Vă este teamă că în istorie veți rămâne cu această ștampilă a omului care, sub mandatele căruia, mafia și-a făcut de cap un oraș? Nu cred acest lucru și am să vă spun și de ce. Eu cred că mai degrabă, dacă, deși nu mi am pus niciodată problema cum o să intru în istorie și cred că e puțin cam prematură acum și ce? O să mă, cum o să ne judece pe toți ulterior, mă rog, nu mai pot influența. În istorie cred că am să intru cu mai alte chestii. În primul rând, am să intru cu faptul că în decurs de 12 ani am eradicat șomajul în acest oraș. De la 12% în 96 când am intrat, s-a ajuns la 1% cât e acum. În al doilea rând, cred că am să intru prin faptul că am început cele mai masive lucrări de infrastructură de după. pot să spun chiar aproape de după război. Pentru că lucrările care s-au făcut la apă, la canal, la tramvaie, la gaz și așa mai departe sunt o dovadă vie a faptului că oamenii beneficiază de ele și știu când s-au făcut. Cred că am să intru apoi prin aceste. Proiecte care s-au făcut și prin atragerea de bani, pentru că pe durata, pe durata celor 12 ani sau 16 ani, în Timișoara, după calcule aproximativ, au intrat mai bine de un miliard de euro investiții directe și din surse publice, interne sau externe, sau din împrumuturi și așa mai departe, încă vreo 400 de milioane de euro. Deci a fost o perioadă în care orașul s-a dezvoltat și a prins trendul, pentru că era un riscant să rămânem în urma vecinilor noștri. Iar uh, un al patrulea, patrulea lucru, pe lângă aceste proiecte europene, care iaca le las în continuare, le-am lăsat și le-am lăsat uh, cu bună știință, pentru că sunt necesare orașului, nu anumitor persoane, le-am făcut de amorul artei sau pentru mine sau pentru robul, le-am făcut pentru oraș. A mai fost inițiativa cu Timișoara Capitală Europeană, care am pus-o pe tapet în 2010, care sper să încununeze să încununeze, știu eu această dorință a mea a multor timișoreni dar ne de final problemele și ne două probleme da scurte. deci treaba cu țiganii este o treabă care a fost nu numai în Timișoara, care este la nivelul întregii țări dar Timișoara este, și în, Timișoara, în, Timișoara, este în, Timișoara, în Timișoara, este o situație care în s-a dus doare. Șur, da, în Timișoara do este o situație care doare în măsura în care cei care trebuiau să-și facă datoria pe lângă primărie nu și-au făcut-o și am pretenția să spun Dar și până la, probie, domnul, până la domnul, proba contrare pot să afirm, domnul Jocari, domnul pot să făcut, pot să afirm, domnule, până omul nu dovedit, eu nu pot să acuz pe nimeni. Nu vă că și, și făcut venit. datoria. Deci din, din, punctul, punctul, meu, din punctul meu de vedere, pe domeniile care le-au avut, și-au făcut datoria, eu n-am avut la adresa acestor oameni niște plângeri sau niște dovezi care se incrimineze de niciun fel. Am înțeles. Deci asta pot primar, să vă spun. Înainte de da. a vă mulțumi că ați participat la această ediție Press Alert Live, v-aș pune o întrebare scurtă da. cu un răspuns extrem de scurs. în vedere faptul că până la urmă v-ați retras și din viața politică. Da. Având în vedere situația actuală a PnTCD, inclusiv acuzațiile directe la adresa dumneavoastră că ați lăsat o grea moștenire la partid, fără structuri de partid da. și așa mai departe, mai luați în calcul ca vreodată să vă întoarceți ca membru activ și chiar ca lider în PnTCD? Domnule, eu sunt membru și acum, la ora asta, și uh, pot să spun că toate aceste acuzații sunt lansate de niște oameni pe care... Nici nu vreau să-i cataloghez, știu cine sunt, oameni care n au făcut nimic, pe care timp de 16 ani au stat în plasa mea, au ajuns consilieri locale, au ajuns în diverse funcții pentru că i-am tras după mine. Regretați că i-ați uh, ținut în plasă și i-ați tras pe domnul Moldovan, pe domnul Orza? Uh, Regretați? Acum? Regret uh, în privința lui Moldovan fără niciun fel de rezerve. În privința lui Orza, regret un singur lucru, că dincolo de faptul că 12 ani a fost viceprimar și eu zic fost că am colaborat, am colaborat la... bine cu el și nu, nu, din punctul ăsta de vedere, n-am ce să reproșez. Eu când am plecat de la PNCCD, din sediu i-am pus două întrebări. Zic, domnule, ești de acord cu modul în care am fost debarcat? Adică a fost o chestiune rușinoasă printr-un fax și într-un context în care prin debarcarea mea dorea să, să, să doreau să evita legele care erau programate în luna septembrie. Deci asta l-am întrebat pe domnul Orza. Domnule, ești de acord cu acest lucru? Dacă nu ești de acord, ia atitudine. Nu mi-a spus nimic. V-a trădat. Deci, eu nu pot să spun că m-a trădat. Eu la aceste două întrebări, -a și acum ne-am văzut la TDU, da, m-a dezamăgit. Ne-am văzut la, la nu la TDO, ne-am văzut la Adam Iulăr Gutembrun de ziua regalității de 10 mai și am spus și atunci lucrurile astea. Acum lucrurile astea au trecut. Eu nu am venit aici, s-a pus pe nimeni mai și rămâneți? nici n-am venit mă să... Vă întoarceți ca lider în PNŢCD? Domnule, în acest PNŢCD prezidat de un impostor care a distrus acest partid, de un traseist politic care face diverse jocuri, care folosește acest partid ca, cum să zic, monedă de schimb pentru diverse interese personale, cu niște oameni aici, în plan local, care nu că așteptam recunoștință, așteptam puțin respect și colegialitate. Mai cu seamă că mi-am asumat eu toate părțile negative ca să-i las albi, curați, în perspectivă că vor mai vrea să facă politică într-un astfel de de eu nu mă întorc. Dar vă spun un lucru și nu-l luați ca, ca școbii, Sper, ca o speranță, sper ca după 25 mai, după alegerile europene, multe să se schimbe pe în NZCD, pentru că nu mai se poate merge în continuare cu o conducere ilegitimă, cu o conducere incompetentă și lucrul să va dovedi la alegeri. Vă mulțumesc, domnule primar Ciuhandu, pentru răspunsurile dumneavoastră sincere. Dragi telespectatori, vă, sunt Dragoș Boța și vă spun un lucru. Nu uitați câinele de pază al democrației nu latră sfârșie O seară nebănuită și ne vedem mâine cu un invitat extrem de special. Și în premieră vă voi dezvălui despre cine este vorba. Este vorba despre omul care atâta timp cât a fost la putere i-am prezentat toate abuzurile și toate ilegalitățile. Este omul care a devenit celebru pentru poza în care mușca cu poftă dintr-un langoș, așa cum firmele domniei sale au mușcat din banul public. Este vorba de deputatul PDL Alin Popoviciu. Nu ratați mâine seară o discuție extrem de directă pe teme care ani de zile au fost subiecte pe presalert.ro. Vă mulțumesc! <fixi>